30 de paturi electrice cu 4 motoare au intrat în dotarea Spitalului Județean Călăraș. Daniela Mihai, managerul Unității Spitalicești, spune că de noile paturi vor beneficia pacienții cazați pe secția Oncologie. Valoarea acestei investiții este de 130.305 lei, finanțare de la Ministerul Sănătății, cu 10% contribuție din partea Consiliului Județean Călăraș.